Bună ziua tuturor! În acest material vom discuta despre raze de lumină și fascicul de lumină. Într-un mediu omogen și izotrop, lumina se propagă în linie dreaptă. Raza de lumină este un concept abstract, fiind reprezentată de dreapta de-a lungul căreia se propagă lumina într-un mediu omogen și izotrop. Noțiunea de rază de lumină este folosită atunci când vrem să explicăm și să modelăm diferite fenomene care au loc la propagarea luminii prin diferite sisteme optice. În exemplul de față, raza de lumină este folosită pentru explicarea dispersiei luminii. Mai multe raze de lumină formează un fascicul de lumină. În funcție de direcția razelor de lumină, fasciculele pot fi paralele, convergente și divergente. Un fascicul de lumină este paralel dacă razele de lumină ce limitează fasciculul sunt paralele. Un astfel de fascicul este produs de surse de lumină îndepărtate, de exemplu soarele. În exemplul nostru am realizat un fascicul paralel folosind o sursă de lumină și un ecran cu trei fante paralele. Un fascicul de lumină este convergent dacă razele de lumină ce limitează fasciculul se apropie până se întâlnesc. De exemplu, razele de lumină ce traversează ochiul și se întâlnesc pe retină sau un fascicul paralel ce trece printr-o lentilă convergentă. Un fascicul de lumină este divergent dacă razele de lumină ce limitează fasciculul se îndepărtează, de exemplu, farul unui autoturism sau un fascicul paralel ce trece printr-o lentilă divergentă. La final, vă propun următoarea aplicație practică. În zilele însorite de vară, folosind o lupă îndreptată spre soare, încercați să obțineți un fascicul convergent de raze pe o foaie de hârtie. De ce credeți că s-a îngălbenit hârtia?